Bună seara și bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Campus punctul PI. O veste tristă vine din nou către Buzău. Este vorba despre faptul că Petre Corneliu Cătuneanu, comandorul, pilotul care se afla la manșa aeronavei care s-a prăbușit aseară, aeronava aparținând Zmurd, este buzoian. Întâmplător sau nu, cel puțin în ultimii ani de presă, am început să mă obișnuiesc cu faptul că toate tragediile petrecute în țară, în străinătate, în care sunt implicați români, să aibă legătură cu Buzăul. Fie să fie buzoieni, fie să fi desfășurat activitatea aici. Despre acest lucru, dar și despre alte asemenea evenimente în care au fost implicați buzoieni, vorbesc în această seară cu colegul nostru, Titi Petre. Bună seara, Titi, și bine ai revenit în studioul nostru. Bună seara, bine te-am regăsit. Titi, din nou, așa cum spuneam telespectatorilor, o veste foarte tristă vine către Buzău. Faptul că pilotul aeronavei prăbușită aseară pe lacul Siutghiol era, mai bine zis, buzoian. Eu, la un moment dat, stăteam de vorbă cu colegii din presă și am constatat un lucru. De fiecare dată când se întâmpla o tragedie undeva, fie că era în țară, fie dacă nu se întâmpla la Buzău, se întâmpla în țară sau în străinătate, în 80% dintre cazuri, ori era implicat un buzoian, ori șoferul care ar fi fost la volan era buzoian, ori ceva trebuia să fie legat de Buzău. Asta ca să nu mai vorbim de tragediile petrecute la Buzău. Mărturisesc aseară când am văzut că este vorba despre un elicopter Smurd, am văzut că era și un cu echipaj medical, am răsuflat oarecum ușurată și am zis, slavă Domnului, de data asta nu sunt buzoieni. Ei, iată că m-am înșelat. Ai, de-a lungul carierei tale, care clar este mai lungă decât a mea, ai constatat același lucru, că sunt buzoienii implicați mai mult decât oricine în astfel de evenimente? Vreau să spun că de fiecare dată când e o tragedie, când se întâmplă în țară sau în afară, întotdeauna mă duce gândul că este implicat în un buzoian. De ce? Am o experiență destul de mare în ceea ce privește presa, în ceea ce privește partea de eveniment. Și să ne gândim că, începând cu Baloteștiu, aproape în toate tragediile aviatice am avut buzoieni. Dom'le, una este când e vorba despre un pilot, alta este când e vorba de cu totul alți oameni care mor în accidentele aviatice. Pilotul face parte din categoria oamenilor născuți eroi. El este un erou prin definiție. El, în momentul în care a ieșit pe ușa casei să plece, să urce în avion sau elicopter, nu știe dacă se mai întoarce acasă. El este pregătit psihologic, nu numai în unitatea militară. Este pregătit psihologic, aș putea spune, din naștere. Ăștia sunt altfel de oameni. Sunt altfel de oameni care tot timpul pleacă cu moartea după el. Dom'le, ce este de neconceput că sunt piloți care practic mor de mâna altora. Și le facem referire la ultimul caz. Ultimul caz. Păi copilul acestui om, fata de 21 de ani, fata lui Cătuneanu, cum poate să perceapă strigătele tatălui de ajutor? Cum le poate percepe? Fără ca nimeni să le audă. Și chestia este că nici după accidentul de la Poșta Câlnău de acum 2 ani, nici după cel din Apuseni, nu am învățat nimic. Așa de frumos ne învârtim în jurul cozii. Suntem atât de deștepți încât nu avem nici măcar bunul simț să ne dăm demisia, să plecăm naibii de acolo ca să nu mai moară oameni nevinovați. Am murit medici. De ce ne mor medicii? De ce ne mor asistentele?
Asta este o întrebare la care trebuie să răspundă cineva. Acest cineva care pur și simplu nu face altceva decât să dea peste cap o țară întreagă cu modul în care încearcă să ne întoarcă. Dom'le, sistemul ăsta este extraordinar, dar ceva scârție. Lipsește, eu cred că lipsește. Tu ai punctat foarte bine momentul Poșta Cânlău. 5 iulie 2012, Poșta Cânlău. 4 oameni își pierd viața într-un accident aviatic, practic. Un elicopter se prăbușește pe un câmp de porumb. O oră și jumătate ne-am învârtit cu toții după mașinile forțelor de intervenție pentru a găsi elicopterul respectiv. Dacă la momentul respectiv s-ar fi luat măsurile cele mai drastice și cele mai potrivite, nu s-ar fi întâmplat nici Apuseniul, nu s-ar fi întâmplat nici evenimentul de ieri. Nu s-ar fi întâmplat, la ce mă refer? Poate că aeronavele s-ar fi prăbușit, dar victimele ar fi fost cu siguranță mai puține. Pentru că sunt convinsă, eu în momentul ăsta am certitudinea că dacă Petre Cătuneanu, Dumnezeu să-l odihnească, ar fi fost găsit, că așa spun anchetatorii, că a fost găsit practic în interiorul elicopterului. Ceilalți 3 membri care strigau după ajutor, sunt ferm convinsă că au murit înghețați. Oamenii ăștia au murit toți cu zile. Nu pun la socoteală declarațiile de lui Nicușor Constantinescu, care de astăzi a făcut spume la gură. L-am auzit strigând. Așa. Nu pun la socoteală de alte declarații politice. Dom'le, în cazul ăsta, chestiunea este destul de simplă. În momentul în care ai anunțat la 112 ceea ce s-a întâmplat, specialistul în materie trebuia să vină imediat. Deci, și aici este sistemul de organizare și este râca asta între ministere. Probabil că unul are culoare, unul are o altă culoare, unul nu știu ce și nu se pun de acord. Aici era o chestiune simplă. Dacă se punea de acord și era un sistem și prefectul spunea, băi, tată, uite, suntem la în județul Constanța, unde avem lacuri, unde avem mare, unde avem tot. Da? În caz de aici, vine garda de coastă. Și era o chestie simplă. Nu vine ISU cu... Mai lipsea să aibă camere din alea de camion și să intervină cu alea. Dom'le, suntem de tot râsul. Exact. În prima fază eu am înțeles că echipajele de la ambulanță ar fi ajuns primele la fața locului, dar pentru că nu aveau cu ce să intervină pe apă, au stat și s-au uitat și abia după foarte mult timp și martorii... Îți dai seama câte ore au trecut până când ultimul parcă după 5 ore. Medicii au făcut eforturi să-i readucă ce la viață, dar n-aveau cum. Este imposibil să crezi că ar fi putut cineva să învie pe oamenii ăștia. Am pregătit un material cu comandorul Petre Cătuneanu, material pe care l-am difuzat și în cadrul jurnalului Campus TV. O să te rog să-l urmărim împreună, după care vom comenta. Ieri după amiază, un elicopter Zmur de tip EC-135, care se întorcea dintr-o misiune aeromedicală după ce a transportat un pacient la Spitalul Județean Constanța, s-a prăbușit pe lacul Siutghiol, în zona Butoaie, din nordul stațiunii Mamaia. La bordul elicopterului se aflau pilotul Petre Corneliu Cătuneanu, copilotul Ginel Claudiu Crăcănel și 2 cadre medicale, medicul Laura Viziranu și asistenta medicală Gabriela Camelia Harton. Locul unde a căzut aeronava se află la 150-200 de metri de mal. Inițial, prima persoană scoasă la mal a fost doctorița care a putut fi resuscitată, însă a decedat după numai câteva ore. Celelalte victime, printre care și pilotul, au fost căutate ore îndelungi de scafandri. Potrivit anchetatorilor, pilotul Petre Corneliu Cătuneanu a fost găsit prins în interiorul elicopterului. Pilotul elicopterului, comandorul Petre Corneliu Cătuneanu, era din Buzău, avea 47 de ani și era căsătorit cu Laura Cătuneanu.
Ioneanu, profesor la Liceul pentru Nevăzători din Buzău, și împreună avea o fică, Miruna, studentă la SNSPA. El era angajat al Ministerului de Interne de 10 ani și absolvise școala militară în urmă cu 23 de ani. Avea la activ 2900 de ore de zbor, dintre care aproximativ 2000 pe elicopter de tip EC-135, potrivit MEAI. Pilotul Petre Corneliu Cătuneanu a copilărit în Buzău, a făcut școala gimnazială la școala numărul 15, după care a urmat școala de aviație, iar în anul 1990 a fost repartizat la aerodromul militar din Tuzla. Buzoianul a activat câțiva ani acolo și a locuit în Constanța, iar după căsătorie, pentru că el și soția erau ambii din Buzău, au preferat să se întoarcă acasă, la Buzău, unde aveau părinții. După o perioadă, Petre Corneliu Cătuneanu s-a transferat la Ministerul de Interne și și-a închiriat o locuință în București, unde se bucura de faptul că este foarte aproape de fiica sa Miruna, studentă la SNSPA în capitală. Trupul neînsuflețit al comandorului Petre Corneliu Cătuneanu urmează să fie depus împreună cu celelalte victime la Smurd, București, după care va fi adus la Buzău și va fi înmormântat la cimitirul eroilor cu onoruri militare. Comandorul Cătuneanu era apreciat de colegi și superiori, iar tragicul accident i-a luat pe toți prin surprindere. Prietenii și cunoscuții pilotului au început să transmită mesaje de condoleanțe familiei pe pagina de pe un site de socializare a pilotului. Fiica pilotului a transmis un ultim mesaj sfâșietor. Ți-ai dat viața pentru ce iubeai mai mult, să zbori și să salvezi vieți. Tu ești eroul meu, Dumnezeu să te ierte. Cuvintele pline de durere ale apropiaților spun totul despre comandorul Petre Corneliu Cătuneanu. Petre, Dumnezeu să te odihnească în pace alături de colegi. Fie-vă zborul lin și candela recunoștinței veșnic aprinsă, scrie Mihai Tudose. Petre, colegii de facultate îți păstrează via amintirea. Cineva acolo avea nevoie de un om bun, de zâmbetul tău liniștitor. Veghează asupra familiei tale, dragul nostru coleg, odihnește-te în pace, spune Carmen Drăghici. Piloții nu mor niciodată, ei decolează și nu se mai întorc. Dumnezeu să te odihnească în pace, Petrică, condoleanțe familiei, scrie Gabriela Moisucu Ungureanu. Nu am cuvinte, refuz să cred că este adevărat. Nu e adevărat, așa ceva nu s-a întâmplat. Nu se poate, ai salvat zeci, poate sute de vieți, iar destinul a avut o altă idee în ceea ce te privește. Oare câți dintre cei cărora le-ai salvat viețile în misiunile Smurd întreprinse de tine au să fie lângă tine și să te conducă pe ultimul drum? Zbor lin, nașule, odată o să ne întâlnim dincolo. Odihnește-te în pace, spune Marian Iorga. Titi, am ascultat împreună materialul, mesajele transmise de prieteni și apropiați pe pagina de Facebook a pilotului sunt foarte multe, am cules doar câteva dintre ele. Unul dintre ele chiar spunea, ai salvat zeci, sute de vieți și soarta a avut alte planuri pentru tine. Așa cum spuneai și tu, este dureros atunci când realizezi faptul că de fapt și de drept poate nu soarta, poate indiferența unora a făcut ca tu să sfârșești acolo. Da. Ți-am spus, cazul ăsta este unul dintre cele mai palpabile. Unul dintre cele mai palpabile și cred că ancheta poate fi terminată și de spusă prostimii în cel mai scurt timp, comparativ cu celălalt. Avem martori, avem elicopterul, avem documente, avem tot. Un elicopter cu care se zburase doar 180 de ore, deci un elicopter nou. Înțeleg totuși că Nicușor Constantinescu nu ar fi fost de acord ca el să fie folosit de către Smurd pentru astfel de acțiuni, motiv pentru care a avut și ieșirea de astăzi. Să fi știut oare mai multe legate de acest elicopter? Nu cred că a știut mai multe. Aici sunt propria ambiție la o adică. Bine, la Nicușor Constantinescu se observa cu totul și cu totul altceva astăzi în declarația făcută și nu trebuie să ne surprindă nimic vis-a-vis de declarația dumnealui. Faptul că elicopterul a fost cumpărat pe fonduri europene și a avea o altă destinație, o anumită destinație și după aceea a trecut, dar
cu o destinație aproape asemănătoare, dar și-a schimbat administratorul, e cu totul altceva și asta intră în viziunea altor organe de cercetare. Chestia că elicopterul a venit la Smurd nu e niciun fel de problemă. Ba, din contră, nu-i mai ajuta pe bulgari, venea numai în sprijinul constanțenilor. Dacă ții minte, și la nivelul județului Buzău se punea problema acum vreo 5-6 ani să se achiziționeze un elicopter. Asta este o chestiune extraordinar de bună. Problema este cum îl gestionezi. Cum îl gestionezi, cum îl urmărești. Și în cazul ăsta, având aeroportul Cogălnicianu, de fapt, elicopterul ăsta putea fi văzut ori la Cogălnicianu, cine trecea spre Constanța, îl vedea în stânga, acolo unde stătea când nu era folosit. Deci, ori la Cogălnicianu, dar mai ales la Cogălnicianu, ori la Tuzla rămânea elicopterul ăsta. Existau radare, exista orice. Deci, domnule, elicopterul ăsta putea fi localizat imediat. Te duci tu și ți se spune locul unde este și îl cauți în altă parte. Cred că nu suntem sănătoși, pe cuvântul meu. Plecăm un pic de la subiectul ăsta și îți povestesc un lucru pe care eu l-am aflat undeva în primăvara acestui an. Un bărbat cu deficiențe grave de vedere, practic nu vedea deloc, cade într-o groapă, într-o gară din apropiere din Buzău, sună la 112. A sunat la 112 și a dat coordonatele GPS de pe telefon, pentru că avea un telefon performant care i-a dat aceste coordonate și a dat coordonatele de pe GPS. Deci, practic, el putea fi localizat extraordinar de ușor în groapa respectivă. A fost găsit de un, dacă nu mă înșel, de un polițist local și de un polițist, numai după ce l-au auzit strigând. Nici de cum localizat prin GPS. Păi, în cazul ăsta ne mai întrebăm cum s-a întâmplat lucrul ăsta. Da, și iarăși o declarație surprinzătoare a lui Arafat că nu puteau rezista decât 20 de minute. Da, puteau rezista 20 de minute, dar puteau fi găsiți după 10 minute. Corect. Și deci puteau fi salvați. Acum să vedem ce se întâmplă. Chestiunea este clară, este palpabilă. Nu trebuie să ne luăm după declarațiile politice, ne luăm după fapte, nici după declarație unuia sau altuia. Dom'le, ne luăm după fapte. Cum s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Ori omul ăsta, Petre Cătureanu, avea 3.000 de ore. Dacă facem socoteala cam cât a zburat omul ăsta... Asta mi s-a părut și mie extraordinar de... nu știu, mă face să-mi pun foarte multe semne de întrebare. Sunt 3.000 de ore petrecute la manșa elicopterului și 2.000 de ore la manșa acestui tip de elicopter. Cum? Refuz să cred că e vorba de o eroare. Refuz să cred. Nici prin gând să ne treacă faptul că este vorba de o eroare. Dom'le, oamenii ăștia merg cu elicopterul ca și cum mergem noi pe stradă. Pentru ei e aceeași chestie. Mai mult, pentru ei este o distracție, este viața lor, viața aviatorilor. În 97, dacă nu mă înșel, într-un accident aviatic de la Timișoara, a dispărut unul dintre cei mai buni piloți buzoieni. Avea o fată, era clasa 12-a și una clasa 10-a. Îți dai seama? Familia terminată, fetele, știu cam ce spuneau atunci. Ce s-a întâmplat după? Apropo de fiica lui Petre Cătureanu, în memoria tatălui, fata cea mare a ajuns psiholog în aviație. Fata cea mică a ajuns mecanic în aviație. Deci au călcat pe urmele tatălui. Până să dispară tatăl,
nu le trecea prin cap că ele ar putea să meargă în aviație. E, la ora actuală, amândouă sunt în aviație, amândouă sunt sus de tot. În memoria tatălui au făcut toată chestia asta. Și mi-aduc aminte întotdeauna cu plăcere de acest model, de acest sistem. Deci altfel familiile lor altfel percep dispariția tatălui. Exact. Eu cred că de fapt și de drept întreaga familie ajunge să iubească această nu i-aș spune meserie, i-aș spune pasiune. Pentru că dacă ai observat și mesajul transmis de fiica pilotului în acest materialul pe care l-am difuzat mai devreme, spune că și-a dat viața pentru ce iubea mai mult și că rămâne eroul ei. Da? Practic, teoretic, în teorie, urăști lucrul care a dus la moartea celui care ți-a fost aproape. Dar nu, de data asta nu se întâmplă. Păi, acum au murit toți niște eroi. Medicul care salva vieți, nu făcea altceva. Asistenta. Mai mult, asistenta care avea un prieten, unul dintre puținii specialiști în recuperarea și în prevenirea astfel a astor de evenimente. Tocmai el nu a putut să intervină pentru prietena lui și pentru viitorul copil, că mai avea... Era... Ironia sorții. Da. Asta e, n-ai ce să... acum să vedem cine răspunde. Pentru că, hai, răspunde unul, nu știu ce. Poate că de... nu va răspunde niciodată cel care trebuie. Da, dar măcar să înțelegem, să punem sistemul la punct. Dom'le, una este... Unul este modul de intervenție în județul Buzău, zonele de câmpie, astea largi, și avem exemplu de la Poșta Călnău. Altul este sistemul de intervenție în munți și cu totul altul în zona mării și în zona lacurilor. Asta avem niște prefecți. E datoria prefectului ca împreună cu ISU să organizeze toată această activitate. Și avem la nivel de județ o comisie. De fapt, noi, la nivelul fiecărui județ există o astfel de comisie care se întrunește periodic, propune măsuri și nu știu mai ce. Ale naibii măsuri care sunt propuse de ei și adoptate parcă de contravin naturii a ceea ce se întâmplă. În loc să stabilească foarte clar, de fapt, cred că e un nonsens ceea ce spun eu, că acum nimic nu se mai face clar. Ne învârtim și în loc să mergem spre stânga, ne ducem tot spre dreapta, nu din punct de vedere politic. Adică o luăm exact în partea cealaltă față de unde trebuie să ajungem. Titi, tu spuneai mai devreme un lucru, că... cei vinovați ar trebui să plătească? Din experiența ta, ai fost martor la multe astfel de evenimente. Câți au plătit? Eu nu mi-aduc aminte. Eventual s-a dat un răspuns cu privire la cauzele accidentului. Acolo unde au fost cutii negre, au fost recuperate, desfăcute și așa mai departe. Aici înțeleg că nu este cazul. Ca atare... vom primi probabil peste vreo 2 ani, că așa suntem noi obișnuiți, să primim peste vreo 2 ani un rezultat care să ne spună care ar fi fost cauzele și nici de cum care au fost cauzele, ci eroare umană, eroare de pilotaj sau eroare de, eu știu nu, ce... Nu, a fost o cauză tehnică. A, sau cauză tehnică. O cauză tehnică și pentru asta nu se... tehnică, numai... cu metodele specifice la poliție. Nu plătește nimeni, nimeni nu răspunde pentru ceea ce se întâmplă. Nu mi-aduc aminte să fie... fost tras cineva la răspundere. Dom'le, una este să fie un meeting aviatic, unde ăștia se învârt, să sucesc, să răsucesc și își fac de cap. Una este o chestie din asta, când acest elicopter zbura la joasă înălțime. Deci nu, era pe sus. Nu, Da, din păcate am pierdut încă un om, încă un om bun. Spun, păi da, pierdem, dacă observ, aproape lunar pierdem câte un pilot. Da,
Da. Și cum prin zona noastră au mai rămas puțin, că pe la Bobocu nu prea mai sunt, cred că rămânem doar cu piloții pensionari până la urmă. Da, vorbeam mai devreme de accidentul din 2012, așadar o oră și jumătate, iulie 2012, o oră și jumătate ne-a luat tuturor, practic, să găsim epava avionului. Era tot o nebunie și o harababură în momentul în care am ajuns acolo, pentru că aeronava încă fumega. Noi chiar am ajuns până foarte aproape de epava aeronavei, până în momentul în care s-au organizat cu toții și au făcut acel cerc. N-au vrut să învețe în urma accidentului din 2012, nimeni, nimic n-a vrut să învețe. Mai mult decât atât, nu știu dacă ironia face, ca cu 2 ani în urmă, fix în data de 5 iulie 2010, un alt elicopter se prăbușește la Tuzla de această dată, dar așa cum am fost noi obișnuiți, și militari români. Și-au regăsit sfârșitul România, acolo. Și întorcându-ne la întrebarea mea de la începutul emisiunii, cum se face ca... Bun, hai să zicem că atunci când vine vorba de piloți, avem pepiniera, mă rog, o aveam aici alături, școala de aviație. Dar o să discutăm în continuare și despre alte incidente în care nu aveau neapărat legătură cu aviația. Sunt buzoieni. Bun, la piloți chestia este simplă. Am avut școala de aviație de la Bobocu și era un nucleu la Bobocu, un nucleu la Buzău de piloți extraordinari, oameni extraordinari. Bineînțeles că nu mai sunt cei care au fost, încep să dispară, nu pe cale naturală, ci în accidente din astea tragice. Nu avem ce face. Asta ne e sortit. Și cred că se va termina, sau cel puțin se va diminua, în momentul în care cei mari se vor așeza la o masă, își vor recunoaște greșelile, să aibă bunul simț ăsta, fiecare să și le recunoască, să se bată acolo până nu ar mai putea și să ajungă la o concluzie astfel încât să vorbească aceeași limbă privind modul de alarmare și de depistare a acestor evenimente. Să nu mă mai bâșbui. Păi așa ceva nu s-a întâmplat nicăieri. Parcă îl căutau pe Rambo, nu știu ce. Dom'le, nu mai suntem în epoca aia. Avem toate neamurile de GPS-uri, ne localizează peste tot. E, numai atunci când trebuie, nu poate să-i localizeze. Nu poate să localizeze un elicopter, nu poate să... nici la mare, nici la muntă. Știi ce mă uimește pe mine? De fiecare dată când se întâmplă o astfel de nenorocire, vin miniștrii, tot felul de directori, de nebunii. Începând de anul viitor, armata română va fi dotată cu aeronave noi. Deci asta mi-o aduc aminte din 2012 ca acum. Începând de anul viitor, vom avea grijă să nu se mai întâmple astfel de tragedii, transmitem condoleanțe familiilor, dar vom avea grijă să nu. De anul viitor, probabil că peste 2 ani, iată, a fost 2010, a fost 2012, slavă, avem deja 2014. Deci a fost 2000, de fapt, celălalt a fost în ianuarie, în 2014 avem două. Da, corect, avem două. 20 ianuarie. 2014, da. Ne așteptăm și în 2016 să mai întâmple una, două, trei nenorociri. Pentru că noi așa suntem obișnuiți. Dar totuși, vin cu atâta nonșalanță, ca să nu zic nesimțire, în fața oamenilor să spună, vom face, vom avea grijă să nu se mai întâmple. Păi, du-te și spune-i că vom avea grijă să nu se mai întâmple copilului care crește fără tată, urmarea unui astfel de eveniment. Știi, ce este mare lucru să spună chestia asta? O să o spună. O să-i spună și copilului. Dom'le, oamenii ăștia s-au obișnuit cu minciuna. S-au obișnuit să ne ducă pe noi toți cu zăhărelul. Și eu am speranța că nu va mai dura mult
iată, încep să mai dea cu capul de pereți, încep să își mai recunoască în mod voalat din greșeli, poate vor veni cu picioarele pe pământ și își vor da seama că ei sunt pământeni, iar acolo unde se află au o menire pe care trebuie să o ducă la îndeplinire, pentru că dacă se continuă așa, în cel mai scurt timp nimeni nu mai răspunde de ceea ce se va întâmpla. S-a ajuns la o perioadă de saturație. E adevărat, e perfect adevărat. Avem un telespectator care încearcă să intre în legătură cu noi. Bună seara! Bună seara, buzăinilor! Bună seara, dumneavoastră! Domnul Titipete și stimată dânșoară, legat de faptul că domnul Titipete spunea că cei care sunt în situația de a ajunge repede acolo, au la dispoziție GPS sau aparatură. Sunt de acord, să știți că suntem dotați. Chiar la capitolul ăsta s-a umblat foarte mult. Dar vă pot spune că cei mai mulți nu știu să le folosească, domnule. Eu vă fac un pariu așa, declarând aici la televizor, și chiar o rog pe dumneavoastră, dacă se poate mâine, un reporter de la dumnealor, să meargă la ISU și să ne arate persoana care știe să identifice repede o anumită coordonată, da. Latitudine, longitudine, rapid, cu aparatura nouă în dotare. Să știți că încă suntem în situația în care avem la postul acesta cheie oameni nepregătiți, au ajuns acolo cum au ajuns, și până nu se face ordine în aceste, în aceste locuri de maximă urgență, cum e ISU, să avem oamenii specializați, trimiși afară eventual dacă e cazul să se specializeze, nu vom putea salva viețile celor care sunt în situații dificile, în momente dificile. Dom'le, numai un pic, chiar dacă trimitem afară, noastră știți cine pleacă afară? Cine ar putea să plece? Da, credeți că pleacă exemplu, cel mai bun? Păi, de exemplu, am văzut că săptămâna trecută, mi se pare, dacă mă șer la campus, a fost întrebat domnul viceprimar cine a plecat, întreabă, nu știu cine, cine a plecat în America, zice, da, eu. Nu știu dacă era cel mai indicat să plece, dânsul sau... Adică pleacă de obicei cine are anumite relații, că încă se mai merge pe relații, pe cunoștințe, pe toate cele. E păcat să plece cel mai bun dintre toți care sunt la un loc de muncă. Cine e cel mai bun? X. Acela să plece, pentru că odată ce a plecat cel mai bun, învață mai repede, mai bine și când vine, transmite și la ceilalți. Adică lucrurile acestea nu pot fi transmise de unul care a venit cum a venit într-o funcție. Poate să se ducă de 10 ore afară. Dacă a venit pe căi ocolite, nu va învăța niciodată. Mi-aduc aminte că eram prin București la fosta universitate Ștefan Gheorghiu, politică de conducere, și aveam la un moment dat o întrebare pentru domn profesor, tovarăși profesor. Ce facem cu cei care sunt veniți pe căi ocolite în acest curs? Aveam două cazuri. Unul de la Argeș, fiul fostei securități, șeful securității pe Argeș, și fiica șeful securității pe Cluj. Într-adevăr, fata era deosebit de pregătită și era o persoană care vrea să învețe, iar celălalt era un bețiv notoriu de la Argeș, care nu vrea să vadă nimic. Și ne-a spus profesor, pe drum se vor pierde. Da, dar din păcate vedeți dumneavoastră că din cauza unor astfel de oameni se mai pierd și alte vieți. Păi aici da, este problema aici. Că... Bine, vis-a-vis de ce spuneați noastră, vedem că situația se repetă și după 25 de ani de la Revoluție. Mai mult, chiar ieri, unul dintre miniștrii validați este fiul unui fost șef al securității. Deci ce să mai discutăm? Dar... În sfârșit, le lăsăm pe astea și... Nu e revoluție, e lovitură de stat, a fost lovitură de stat, n-a fost revoluție,
evoluția are alte conotații, adică trebuie să vină... Da, n-are rost să discutăm, acum pe tema asta. Subiectul deschis de dumneavoastră, îmi pare rău că trebuie să vă spun și poate mi-ar fi plăcut să vă contrazic, dar... De data asta chiar aveți dreptate. Într-adevăr, dacă ar fi trimis și cei mai buni la specializare pe de-o parte, iar dacă cei pe care îi avem ar ști să folosească tehnica din dotare, hai să nu ne mai ascundem după deget, că acum tehnică unii mai au. Da, așa este, e dureros. Deci să știți că eu am observat un lucru. Am fost plecat câțiva ani afară și până am întors am găsit niște lucruri deosebite. Dotări extraordinare, dar lipsă de pregătire, de specialitate. Corect. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Numai un pic vreau să vă spun că am intervenit și la un post tot în acest oraș, la un alt post, legat de aspectul că acel elicopter, eu am lucrat în aviație, în București, și acel elicopter am înțeles, de pe unde m-am interesat, că nu era dotat cu ce trebuie. În sensul că reparațiile la el se făcea de o anumită societate care primea bani de la Consiliul Județean Constanța, iar la un moment dat Consiliul Județean n-a mai virat banii și reparațiile și întreținerea s-a făcut cum s-a făcut. Deci, cineva spunea că domnul Raed Arafat că să plece, să pice, să nu știu ce. Acel om este un profesionist. Părerea mea. E părerea mea. Și ne-a demonstrat la toți românii că el a vrut și vrea să facă ceva la noi în țară, cu toate că venim din afară. E foarte ușor să spunem, pleacă, du-te acasă. L-a mai plecat odată domnul președinte Traian Băsescu, l-a mai plecat odată și l-a întors înapoi, dacă vă aduceți. În 2012, plecat. Da. De ce l-a întors? Pentru că este un tip capabil și chiar vrea să facă. Nu știu dacă depindea de el neapărat să stea să urmărească el dacă se întreține un elicopter. Nu știu. Poate că da, poate că nu. Dar să căutăm adevărații vinovați. De ce o anumită firmă făcea reparațiile? De ce nu și-a primit banii la timp? Pentru că în aviație, eu am lucrând în domeniu, dacă nu faci întreținerea firească la un elicopter, la un avion, se duce. Sunt piese care nu se repară, se schimbă. Mulțumesc, v-am acaparat emisiunea. Vă mulțumesc, vă mulțumim tare mult. Titi, iată. Sunt oameni care spun că, și așa este, așa este, au aparatură și nu știu să o folosească. Asta spuneai și tu mai devreme, e dureros. Avem un mesaj din partea unui telespectator care spune așa, suntem foarte dotați în aparatură, însă au murit 4 persoane din 4 care puteau fi salvate și la prăbușirea din Apuseni mureau toți dacă nu erau oamenii din zonă. De data asta au fost oamenii din zonă. Au încercat să intervină. Mă uitam la un domn care povestea pe un post central de televiziune. Domnule, îi auzeam cum strigă și nu aveam ce să fac. Nu știam ce aș putea să fac. Am sunat pe peste tot unde puteam să sun și mai mult de atât n-am putut să fac. Încercam și le spuneam, mișcă să-mi dau seama dacă mai trăiește, ca să probabil să întrețină, să-și dea seama că cineva i-a auzit. Bine, dar au fost auziți. Au fost auziți. Există înregistrări, există... s-a dat pe posturile centrale, s-au dat filme. De s-a filmat, s-a înregistrat. Cu ce ne ajută? Ne ajută cu ceva. Faptul că prima persoană, respectiv medicul, a fost luat cu o barcă de pescari și a dus la mal ca exact să fie... Să fie preluat de... Exact, mai mult, deci practic localnicii medicul de acolo a avut traumatisme destul de severe și nu s-a mai putut face nimic. Gândește-te cât de bine i-a făcut unui medic de la Smurd, nu din altă parte, să-i acorzi primul ajutor, să-l duci cu barca. Deci, domnule, în ce lume trăim noi? În ce lume trăim noi? Pentru ce au plecat ăia cu barca aia fără motor? Dumnezeu știe de ce... Dar eu te mai întreb alt lucru. Pentru ce pleacă atâția militari în teatre de operație, la specializări prin țări și așa mai departe?
Dacă nu suntem în stare să localizăm pe GPS o amărâtă de aeronavă prăbușită. Da, da. Avem în unitățile militare niște oameni extraordinari. Sunt specializați în foarte multe chestii. Ei sunt chiar și la noi, la jandarmi. Avem specializații în vânători de munte. Deci, o singură persoană are 4, 5, 6 specializări, inclusiv scafandri. Deci oamenii pot interveni oricând și oricum. Degeaba știe ăla să intervină dacă nu-l cheamă nimeni. Degeaba știe să facă atâtea dacă el stă bine mersi și află de la televizor ceea ce s-a întâmplat, dacă nu-l anunță nimeni. Păi, domnule, oamenii ăștia își dau viața. Deci ei sunt pregătiți psihologic să-și dea viața pentru specializarea pe care o face. Ei, da, ăștia au făcut specializare. Eu îți ofer serviciile mele. Dacă tu nu le ceri atunci când ai nevoie... O chestie din asta s-a întâmplat și la Constanța. Cel care trebuia să ajungă în 5 minute, n-a știut nimic, nu l-a anunțat nimeni. Și iarăși ajungem la discuția de la începutul emisiunii. Cine avea datoria să-i anunță? Avem un serviciu special. Un dispecerat, da? Și când spun dispecerat, păi ăsta, în momentul în care anunță, trebuie să audă toți. Nu aud toți. Aude numai o singură ureche. Că dacă ar fi aflat și cel de la garda de coastă sau căpitania portului sau nu știu mai cine, era cu totul altceva. Nu. A aflat numai insul cu barca aia nenorocită. Corect. Care n-a putut să intervină, n-a putut să facă nimic. Cel puțin de ce ne lovim noi aici, serviciul acela unic și special e ca un fel de fortăreață. Nu reușesc. Nu, serviciul, nu trebuie să dăm vina pe serviciu. Serviciul și-a făcut datoria. Dom'le, dacă el are ca sarcină, în cazul în care s-a întâmplat asta, are ca sarcină să anunțe doar ISU, el și-a făcut datoria. Dom'le, dar dacă avea ca sarcină să anunțe toate unitățile, sau prin dispecerat toate unitățile să fi primit un SOS, era cu totul altceva și acum discutam despre niște eroi în viață și tragedia aviatică o priveam cu totul altfel. Nu ne mai bâlbâiam în chestiuni politice. Dom'le, s-a acționat ca la carte, s-a făcut, s-a adresat nu știu ce. Tocmai din cauza asta s-a luat măsura demiterii șefului ISU și cu siguranță prefectul va fi demis și va răspunde și sub altă formă. Pentru că la nivel de județ, cel care trebuie să coordoneze este prefectul. Ei ce se întâmplă? La nivel național au stabilit o strategie. Strategia asta trebuie adaptată de la un județ la altul. Funcție de condițiile din județul respectiv. Asta n-a făcut-o domn prefect. Și nu știu în câte județe au făcut prefecții astfel de chestiuni. Mai avem un telespectator pe fir. Alo, bună seara! Sărmâna, doamnă! Bună seara! Aș dori și eu să precizez în legătură cu acest tragic eveniment. Eu nu știu care sunt vinovații principali sau nu trebuie căutați. Trebuie căutați cine a dat acordul acelui maestru militar sau maestru așa, acelui elicopter dreptul de a zbura, Nu este o aeronavă, cum ziceți dumneavoastră, este un simplu elicopter. Deci, cine a semnat? Ăia sunt vinovații pentru nu nici prefectul, nici primarul, nici dracu' să, aia nu e destinul. Este cine a semnat acest plan de zbor, că fiind pregătit pentru zbor și pentru salvare sau unde e ce misiune avea acolo. Asta este problema.
Nu mai căutați vinovați în era politică. În era politică îi caută Iohannis și să lăsăm pe așa, e problema. Domnule, stați așa, nu ați înțeles bine. Partea legată de elicopter, aveți perfectă dreptate și cu siguranță s-a întâmplat ceva, pentru că s-a dat ordinul de oprirea tuturor elicopterelor SMURD și verificarea acestora, iar partea de salvare e cu totul altceva. Exact. Noastră aveți perfectă dreptate vis-a-vis de ceea ce spuneți. Și nu are legătură cu politicul, are legătură exact cu cine a dat avizul de zbor. În ce scuze că v-am întrerupt? Da, nu, despre asta era vorba, pentru că noi discutam despre misiunea de salvare. Practic, da. Vorbeam despre faptul că acești oameni cu zile au sfârșit, pentru că, iată, sunt tot felul de lucruri care nu sunt puse așa cum trebuie la punct în țara. Că ceva a fost putred, da. Altfel, nu se opreau la sol absolut toate elicopterele. Cert este că următoarele zile, cel puțin pentru noi, pentru Buzoieni, dar nu numai pentru noi, vor fi negre. Pilotul va fi adus la Buzău. Am înțeles astăzi de la prefectura Buzău că deja s-au ocupat autoritățile de locul de veci care va fi în cimitirul eroilor. Înțeleg că joi va fi înmormântat cu onoruri militare. Din păcate nu știm încă ora, dar îndată ce vom afla o vom transmite și telespectatorilor. Titi, ne apropiem cu pași repezi către finalul emisiunii. Din nou n-am apucat să discutăm tot ce am fi vrut să discutăm. Vorbeai tu la începutul emisiunii de Balotești. Am vorbit pe parcursul emisiunii de accidentul de la Poșta Cânlău. Am vorbit despre accidentul de la Tuzla, unde militarii buzoieni și-au pierdut viața. Totuși, un alt lucru, ca să nu mai vorbim, Doamne ferește, de Mihăilești, că și acolo o tragedie. Nu mi-aduce aminte de Mihăilești. Nu mi-aduce aminte, am fost unul dintre primii oameni acolo, știu ce s-a întâmplat și sunt legat de cazul Mihăilești, sunt încă chestiuni care încă nu s-au spus. O să discutăm la momentul potrivit. O să te invit la o ediție specială și o să discutăm. Sper să îți adun toate resursele pentru momentul ăla, pentru că știu că e foarte greu pentru tine să vorbești despre acel eveniment. Însă, mai vorbim despre un lucru. Care e probabilitatea ca dintr-un avion în care sunt 228 de persoane la bord, dintre care 216 pasageri, 12 membri echipajului, 8 copii, da? Avem așa, 61 de francezi, 58 de brazilieni, 26 de nemți, 9 italieni, 9 chinezi, 4 maghiari și o româncă din Buzău. Și o buzeancă. Și oare avem noi buzoienii un ghinion așa care ne urmărește? Bine, ghinionul ne urmărește pe noi din toate punctele de vedere pe Buzoeni. Suntem așezați aici la intersecția tuturor vânturilor și a drumurilor. Dar ce se întâmplă? Buzoienii sunt altfel de oameni, nu sunt domoi, ei caută să se introducă, să facă ceva. Și s-a întâmplat ca parte dintre ei să fie la locul nepotrivit în momentul nepotrivit, cum a fost cazul buzoincei care a murit în Violeta Băjanaru, da. Da. Deci azi și ți-am spus, când aude un accident aviatic, este imposibil să nu fie și un buzoian. Gândul mă duce spre faptul că e și un buzoian. Pentru că în decursul timpului am observat și nimeni n-a făcut o statistică cam câți buzoieni au fost implicați în principalele sau în cele mai mari tragedii din țară și din străinătate. Ca să nu-ți mai spun că unul dintre accidente cu microbuze petrecute prin străinătate, nu cu mult timp în urmă, condus de un șofer buzoian. Buzoian, da.
Da. Bine, când vorbim de accidente, aici e cu totul și cu totul altceva. Când vorbim de accidente de circulație, aici ne trebuie vreo câteva ore să discutăm, pentru că vis-a-vis de accidentele de circulație se dezbate, se vorbește, dar nu prea s-a pus punctul pe ei. Am mai încercat în anumite emisiuni, dar e prea puțin. Știi care e cauza principală a accidentului de circulație, da? Nu știu, dar a fost un accident ieri care pe mine m-a uimit, în condițiile în care un șofer de 75 de ani s-a urcat la volan și a mai omorât alții pe lângă el. A mai fost porcul care a omorât iarăși, da. Tot așa, la noi găsești de toate. Euro 85-ul care ia și atributul de fiecare dată și aici poate că nu șoseaua amărâta e vinovată, ci tot noi șoferii, dar despre subiectele astea asta mai nu, discutăm asta și altă dată. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ai acceptat invitația mea. Mi-ar fi plăcut să și sper din tot sufletul să te invit odată să vorbim și despre lucruri foarte, foarte frumoase, foarte optimiste. Din păcate, noi cam numai despre lucruri din astea urâte și rele discutăm. Încă o dată îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Și eu îți mulțumesc și te-a sfătuit să nu încerci să discuți despre chestiuni optimiste, pentru că domnule, oamenii au fost obișnuiți cu sistemul ăsta. Dacă le spui o chestie optimistă, înseamnă că e ceva la mijloc. E ceva la mijloc și ai un interes. Domnule, te-ai dat cu un partid, te-ai dat cu nu știu cine, ai trecut de o parte sau de alta. Și atunci scade interesul. Așa este percepută. Deși avem niște oameni extraordinari, avem niște buzoieni, oameni și oameni, buzoieni printre buzoieni, oameni printre oameni, despre care n-a făcut nimeni vorbire. Niciodată. E, dacă noi ne apucăm acum sau într-o emisiune să vorbim despre astfel de oameni, știi ce spun? Opa, stai așa, că ăștia vor să-l bage într-un partid și pe ăsta, vor să-l propulseze. Care nu, oamenii corect. Ăștia trebuie scos la suprafață și să se vadă că mai există așa ceva în zilele noastre. Și sunt. Și avem niște oameni fantastici în Buzău. Tocmai de aia, Buzău este, am spus, este așezat la intersecția asta nenorocită și avem și oameni cu o capacitate extraordinară și care au făcut lucruri minunate. Dar stau acolo în carapacea lor, stau liniștiți și de ei nu știe decât familia și mai știu 1, 2, 3 prieteni. Și cu asta m-am oprit. Mulțumesc tare mult, Titi. Ca întotdeauna îmi face plăcere să stau de vorbă cu tine. Punem punct aici emisiunii din această seară. Noi ne revedem mâine seară. O seară plăcută vă doresc. La revedere!